все постпомогато при дисполитивно ручни струкции еще ново, и ми съм долу за еще лоб. Юни долу ми лоб, скажете. А часто е дисполитица, ако сте ми се да ги отпримаваме, че ги отлуча, но на писти Валентини са ели. Абсентия за дома консилият Филимониона, че дома консилият Анаси Николай, много скажете консилият Презенци, а причие ще един така фин за легала, și în decretă condiția pe lucrurile articolul 4, 10, unul din legea administrației publice locale. Vă dau cuvântul, domnule președinte, de ședință, pentru a intra în ordine de zi. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Țărul la doamnă, bună ziua, domnilor. Începem ședința de consiliu astăzi. Avem un număr important de proiecte. Dacă în legătură cu proiectele de ordine de zi, sunt ceva probleme. Dacă nu, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este pentru la ordinea de zi? Dacă este cineva împotriv, dacă se abține cineva. Bun. 7, 5 și 12 voturi pentru. Ordinea de zi a fost aprobată. Vă mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului cetățean de onoare al municipiului Focșani profesorului Apeloeu Petre, personalitate cu recunoaștere națională în domeniul istoriei. Inițiator prima pistă Valentin Misteriu. Dacă legătură cu acest proiect sunt observații, dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Dacă este cineva împotriv, dacă se abține cineva, cu 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Următorul proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani domnului Constantin Balac, inițiator primar Cristi Valentin Misteriu. Dacă legătură cu acest proiect sunt ceva observații. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani doamnei Victor Topăraș Viorica Divina. Dacă legătură cu acest proiect sunt observații, dacă nu sunt, supun la vot proiectul, cine este pentru, dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Următorul proiect, 4, proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Focșani sportivului Cătălin Paraschiveanu, boxer profesionist. Inițiator primar Cristi Valentin Misteriu. Dacă legătură cu acest proiect sunt ceva observații, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Vă rog, domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Bună ziua, doamnelor și domnilor noștri. Bună ziua, stimați prezentați, stimați media. Bună ziua, stimați cetățeni. Vreau de atât să lansez cu această ocazie, în primul rând, mulțumim de mine pentru că ați fost de acord cu aceste 4 proiecte. De a desemna 4 cetățeni de onoare. Vreau să lansez o invitație tuturor consilierilor locali și nu numai pentru ziua de joi, ora 19, când va avea ora 18, scuzați, la Teatrul Municipal va avea loc prima gală a cetățenilor de onoare în municipiul Focșani, prilej cu care vom face o manifestare artistică în cinstea tuturor celor care au fost de-a lungul timpului nominalizați și cărora li s-a acordat această frumoasă distinție de cetățean de onoare al municipiului Focșani. Este o primă gală, nu vrem să copiem pe nimeni, așa cum s-a scris în anumite ziare locale astăzi, doar vrem să fim în spiritul centenarului și totodată să ne amintim pe toți cei care au avut cinstea acestui frumos muncit. Vă mulțumesc! Da. Și eu aș vrea să apreciez că inițiativa mai veche a noastră, domnul primar a acceptat cu plăcere și conferim titlul de cetățean de onoare al municipiului Focșani unor personalități, unor oameni care sunt în viață și care au adus prestigiul municipiului nostru și cred că este bine că această acțiune se întâmplă în zilele când Focșani servează, are o sărbătoare importantă și este foarte bine că
dăm acest lucru de cetățean de onoare, unor oameni importanți din municipiul Focșani. Vă mulțumesc! Mergem mai departe. 5. Proiect de hotărâri privind aprobarea repartizării unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut că bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018. Se adăugă prima chestie, Valentinul Misteriu. Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații, vă rog, doamna domnișoara consilier Dumitriu. După câte știți, dragi colegi, la ședințele de comisii, ne s-a spus că suprimem debitul acela de lucrări în ceea ce... Mulțumesc, domnule. Ideea este că mi se pare firesc ca să se alege acești bani pentru sportivii urgenți, în modul că în ultimii ani au fost lăsați pe ultimul loc. Ideea era să vedem exact despre ce este vorba în debitul lucrări și să putem, oricum, să ne de acord cu acest proiect. Mulțumesc. Ne bucurăm. Da, domnul consilier, vă rog. Da, mulțumesc că am primit revizia de grașă în acest timp comisie. Dacă n-a fost nemulțumit că nu spunea ingenizare, dar văzând revizul de lucrări, dar vă de partea de suprafață de 1.300 cm de detapare și curățire și apoi de principiul de celelalte, WC-ul care se numește lucrurile sanitare de la Bitli, de la Deci, e un deviz destul de mare și, într-adevăr, s-a dat compensat. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Da, să știți că demițiile acestea sunt cerute expres câță 2000 sume de bani și, da, vă mulțumesc. Vorbesc acum, am și vorba. Și nu se poate nici cu toată nu se dau cât trebuie, dar să știți că fără deviz în spatele nu se propune nicio sumă. Da, domnul consilier Răbursa, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Ei, nu e chiar așa cum spuneți dumneavoastră. S-au mai întâlnit și ei din... Da. În primul rând, în raport, uitați ce este specific. Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, da? De unde se iau banii. Acesta se utilizează pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrative teritoriale. Păi nu cred că se încadrează aici acești bani. În nota de fundamentare se face referire doar la igienizare. În cererea sau adresa către primărie, spune pentru reparații curente și igienizare. Între altele și igienizarea instalațiilor electrice. Păi să fim serioși. Cum igienizezi o instalație electrică? O stropești cu furtună de pompieri? Mă rog. Eu nu cred că e ok ceea ce s-a întâmplat cu acest proiect. Eu zic că aceste lucruri se puteau prevedea de la începutul anului și prin exercițiul bugetar, se putea prevedea fără probleme. Eu cred că e o găsenință așa de ultimul moment. Hai să mai facem și noi bănuți. Hai să mai facem și noi o inginerie. Da. Eu mă țin la acest proiect. Nu sunt de acord. Această sumă trebuia prevăzut de la începutul anului. Mulțumesc. Da. Vă mulțumesc. Doamna Grosu, aveți ceva de... Auziți? Da, domnule, vă rog. Am vrut să ne pe... am considerat ceea ce spun și presupunerile astea nefondate. La acuzațiile astea care s-au dus tot timpul la adresa Consiliului Local, că noi facem un bun domnul consilier. Sunt niște acuzații foarte grave pe care dumneavoastră le aduceți la adresa... Domnul primar, le susțin. Bine, dumneavoastră susțineți, că susțineți în familie niște lucruri. Nu mai contează. Domnul primar. Domnul primar, aveți o problemă. Domnul, haideți, am dat cuvânt, dar nu-mi
și nu, și dăm cu capul nici pe trena mea de acasă, să știți. Nu facem nicio inginerie. Acei sportivi care ne-au adus cinste în municipiul Focșani, dacă îi vedeți în ce condiții își desfășoară activitatea și în ce condiții își fac antrenamente, în ce condiții sunt primiți cei care vin din, care sunt oaspeții noștri în diverse competiții, nu cred că o să vă convină vreodată. Mie mi-este, sincer, mi-este rușine că am ajuns totuși în Liga a treia cu această echipă minunată de fotbal care avem noi, chiar dacă unii sunt căpătași și asta este o altă problemă, dar sportul se face cu sacrificii. Însă vreau să vă spun un singur lucru. Nu putem să facem o reparație capitală atât timp cât știm foarte bine că acest stadion, precum și stadionul Tineretului, se află pe lista de investiții a Companiei Naționale de Investiții, un proiect care deja a demarat. Deja Compania Națională de Investiții a demarat studiul de fezabilitate, s-a făcut tema de proiectare și în curând va intra în linie dreaptă pentru a se trece la reamenajarea și modernizarea acestui frumos stadion pe care noi îl avem. Dar nu puteam să lăsăm să mai înceapă campionatul 2018-2019 fără să oferim condiții minime unor jucători, unor antrenori, unor arbitri care vin și fac sacrificii, așa cum spuneam, poate, uneori, ca să satisfacă, în primul rând, dorința publicului focșanean de a vedea și fotbalul în municipiul Focșani, nu numai alte sporturi. Nu facem nicio inginerie, nu luăm niciun bani acasă. De obicei, poți strigă poți. Vă mulțumesc. Domnule Primar, dar ați auzit chiar de acum o lună de zile? Domnule Primar, dumneavoastră nu ați știut de aceste lucruri decât acum o lună de zile? Nu le știați de un an de zile, de 2 ani, de 3 ani? De ce tama acum? Vă uitați de parcă a fost acum cu tremur? Domnul Consiliu, haideți ca să nu vă mai curieți cu un chisul. V-aș vrea așa. Deci, e valabil pentru dumneavoastră primul și mai sunt și altul. Dacă aveți ceva de spus, vă rog să vă adresați președintele ședință. Nu treceți, interpelați pe cineva așa cum vreți dumneavoastră, când vreți. Haideți să păstrăm decența ședinței de consiliu pe care toți o dorim și să mergem pe drag. Dumneavoastră a spus un lucru. Dumneavoastră a spus ceva, bă, e frică, sunt alte organisme în țara asta care controlează, care ascultă. Eu nu știu ce e toată invocația aici, că îi sperăm pe mulți din sală și din aparatul primăriei că fură. Ce fură? A ști ceva cu fură cineva? Vă rog să faceți denunțul respectiv. Dar nu așa să vă duc la general, care nu. Vă rog să vă axați pe proiect. Vă rog. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Mă rog și în sală pe aici, dar văd că fugim. Speriați, urcându-se pe undeva pe geamuri. Domnule, și atunci de ce faceți noastră niște afirmații de geamul ăsta? Credeți că suntem la un foie de ton aici? Speriați, agonizați și așa mai departe. Deci eu vă mai întreb o dată, de aceste lucruri s-au știut doar cu lumea în urmă? Nu s-au știut de ani de zile? De ce acum? Și apoi mai e o chestiune, am invocat eu domnul președinte. Domnul președinte, mă adresez dumneavoastră. Dacă ați spus să ne respectăm reciproc, haideți să ne respectăm, da? Să ne respectăm. Am pomenit eu cuvântul furt? Da. Și atunci de ce vorbiți? De ce a spus? Nu, vreau să spun tinerii ce asta nu înseamnă neapărat să da? De ce pot să repet? Și mi-asum ceea ce spun. Aceste lucruri, aceste cheltuieli, trebuiau prinse în buget. Se știa ce val și ce fel este acest stadion și ce se întâmplă acolo. Deci au foarte bine pus în buget. De ce s-a întâmplat acum și de ce prin fondul de rezervă? Eu v-am citit foarte bine și ce spune legea, unde se folosesc acești bani. Da? Și știți și dumneavoastră foarte bine unde se folosesc. Da. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul profesor, domnul Grechi, vă rog. Da. Da. Nu am putut să stau deoparte să mă iau o inițiativă să vorbesc dumneavoastră. După cum știți, s-a inițiat un proiect de refacere a zonelor de vestiar și tribuna oficială. Dar acest proiect nu a putut trece mai departe, deoarece a fost preluat stadionul. După terminarea primului an de Liga a treia,
puși în fața faptului de a ne prezenta niște vestiare și zone de recepție total insalubre și v-aș invita pe dumneavoastră, domnul consilier Bălstan, să treceți pe acum să vedeți despre ce se vorbe. E anormal pentru anul 2018 condițiile în care își desfășoară activitatea sportivii noștri și oaspeții noștri vin în mizeria de acolo. Nu este niciun inginerie financiară. Este decență. Și atât. Mulțumesc. Domnule Ciuboda, vă întreb și pe dumneavoastră, cum întreb și pe domnul primar. Și cum l-am întrebat la mine. Acum ați aflat dumneavoastră de acele condiții? Eu vă repet încă o dată. Acum ați aflat? Deși l-am fost prins în buget? Este inițiat de un an jumătate. Nu știți la ce se folosesc acești bani? De un an jumătate a fost inițiat proiectul. Și de ce l-a fost prins în buget? Mai întreb o dată. Pentru că s-a știut că este relevant de CNA. Domnule Ciuboda, aceste cheltuieli e o sumă destul de consistentă. Trebuia prins în buget. Se intră... Dar nu se aibă un fond care are alte destinații. În sport, ciclul anual este ciclul calendaristic. Se începe un campionat în toamna aceasta, în vara asta. Până începe campionatul, vă rog, e frumos, treceți două secunde pe la stadionul din sus să vedeți condițiile. Mulțumesc. Domnul Ciuboda, ați avut impresia că v-am contrazis eu că sunt condiții bune sau nu știu cum acolo? Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Întrebarea mea pe care văd că o poliți și vă faceți că plouă, vă mai întreb o dată, răspicat. De ce nu a fost prins în buget? Domnul, că este o sumă destul de mare și consistentă. Nu ne mai plătim în jurul pozii, da? Trebuia prins în buget. Nu luate din banii ăștia din ce fonduri, care au altă destinație. Bun. Mulțumesc. Domnul Chim. Doamne, domnul consilier. Nu mai vreau să dau un ca să nu mai dau deci la răspuns. Vă spun doar atât. Amintiți-vă că în 2017, prin bugetul anului 2017, au fost alocați aproape 270.000 de lei pentru reparații capitale, vestiare. De la stadionul se cunoștea încă din 2016 se cunoștea situația. În 2017 am alocat bani de la buget, în buget, pentru reparația capitală a acestor vestiare. A intervenit surpriza plăcută de a fi înscris acest stadion pe lista de investiții a CNI. În acel moment, Consiliul Județean a emis o hotărâre prin care a retras administrarea acestui stadion de către Municipiul Focșani prin Clubul Sportiv Municipal 2007 Focșani și s-a ajuns în situația în care ne-am dat la un moment dat seama că echipa noastră de fotbal nu mai avea unde să țină competițiile decât în cadrul, decât ca un chiriaș la Consiliul Județean. S-a revenit apoi cu o hotărâre de Consiliul Județean prin care s-a spus că se dă în administrare terenul de fotbal stadion Milcov până la începerea lucrărilor de consolidare și modernizare și reparații ale acestui stadion de către Compania Națională de Investiții. Vă invit să verificați și să citiți această hotărâre. Văzând că se întârzie foarte mult lucrările în acest domeniu, și în acest sens, am considerat că este oportun să facem o minimă igienizare pentru a putea oferi condiții minime sportivilor care își desfășoară activitatea în aceste vestiare și pe această stadion. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Supun la... Da, domnul, vă să... Ce? Domnul consilier. Da, vreau să spun că știu condițiile de acolo. În principal, are dreptate și domnul antrenor. Avem nevoie ca sportul nostru să arate și bine, dacă încercăm să practicăm. Și aș vrea să atrag atenția și dacă putem să facem chiar un amendament la proiectul numărul 5, la tribunele de tenis. Este un turneu de tenis în Focșani. Țineți finala de sâmbătă, iar scaunele arată groaznic, va fi televizat. Turneu de tenis pe Digi Sport, dacă nu mă înșel. Nu? De acord cu dumneavoastră, în schimb, această bază sportivă nu aparține municipalității, aparține clubului sportiv Focșani, clubul sportiv Unia Focșani, care este în directă subordonare a Ministerului Tineretului și Sportului. Iar
Acum, cred că o lună de zile în urmă, Consiliul Județean a emis o hotărâre prin care a solicitat să preia în administrare și proprietate toate bazele sportive existente în municipiul Focșani și în județul Vrancea, care sunt în acest moment în administrare și proprietatea Ministerului Tineretului și Sportului. Urmând să se materializeze. Deci noi, practic, nu putem face o investiție în această bază sportivă pentru că nu ne aparține. E o idee foarte bună, dar, din păcate, nu putem să o aplicăm. Concret, noi nu putem face nimic pentru turneul ăsta acum. Da, noi am făcut pentru acest turneu, am alocat o sumă care va fi doar pentru premii și trofee. Adică nu știu dacă s-ar supăra cei de la Ministerul Tineretului, dacă... Înțeleg! Vorbim de inginerie, vorbim cu domnul Bărzan, poate că eu știu ce studiază din seară la o cafea sau cândva... Domnul Ivar, fiind de finanțist, se pricepe mai bine. Da, vă mulțumesc. Să pun la vot cine este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 18 voturi pentru și o abține domnul consilier Bursan, proiectul a fost aprobat. Următorul proiect 6 la ordinea de zi. Proiectul e hotărât privind alocarea sumei alocarea de bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2018 a sumei de 1,5 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut 10, media 10 la evaluarea națională în anul școlar 2017-2018. Inițiator primar este Valentin Misel. Dacă în legătură cu acest subiect, pot fi domnul consilier program. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, într-o atmosferă mai caldă, așa, propun și un amendament. De majorarea sumei 1,5 la 3.000, câte 1.000 de copii și o să și argumentez puțin acest amendament. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut a fost singura medie de la bacalaureat de 10. Vorbim de evaluarea națională. Exact. Mi-aș dori să nu fie diferențe între examene, evaluarea națională și bacalaureat. Și aș, dacă tot s-a acordat anul trecut suma de 1.000 de lei și noi am cu 5.000, haideți să mergem în linia asta de 1.000 de lei. Da, vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Dar nu știți de unde m-am dat. Dar doamna Grosu, vă rog. 500 de lei s-au dat și anul trecut pentru evaluarea națională. 1.000 de lei a fost pentru bacalaureat. S-a păstrat aceeași sumă. Mai mult decât atât, la momentul acesta, bugetul este total angajat la acest articol de cheltuială. Dacă vreți suplimentare, presupune o diminuare în altă categorie de cheltuială. Am înțeles. Era un amendament și bănuiesc că 3.000 de lei nu-i bogau. Domnul, areți în bugetul. Da, știu. Da. Da. Bun. E o motivație, e o motivație. Mulțumesc mult. Supun la vot amendamentul domnului consilier Ghiota. Cine este pe el? Dacă este cineva în vot. Dacă se abține cineva. Deci, amendamentul dumneavoastră nu a trecut. Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul. Cine este pe el? Dacă este cineva în vot. Dacă se abține cineva. Cu 19 voturi pentru proiectul a fost aprobat. Următorul proiect de hotărâri privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 212 din 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, branșament electric subteran pentru imobilul staționat câini fără stăpâni și animale de companie. Inițiator primar Cristi Valentin Miseliu. Dacă ne gândim la acest proiect, o să-ți dau la consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam la acest proiect să menționez următorul lucru. După cât este observăm, a fost întrebată o greșeală, o eroare materială la construcții montaj de la 8.531 de lei la 84.531 de lei. Scuzați-mă, eu nu cred că există această eroare sau a existat această eroare materială, pentru că mi-e greu să cred de la 85 de milioane, 8.500 de lei, da, noi, la aproape 1 miliard, să fie o greșeală, o eroare materială. De aceea, revin cu rugămintea, de acum înainte, aceste erori, scuzați-mă, putea să fie, nu știu, orice altceva de tehnoredactare, da, mă refer în text, dar nu cu cifre, pentru că e vorba de bugetul municipiului Focșani. Și dacă greșim aici și
despre aceste lucruri. Culmea la ceea ce am spus atunci mai devreme, la proiectul cu premierea elevilor care au luat 10 la evaluarea națională, să nu găsim să dăm 10 de copii. Am vorbit la voastră. Haideți să vorbim la proiect, da? Vă că evaluarea materială este o diferență cel comun. Și nu mi se pare de bun simț. Mulțumesc. Domnul consilier Bursa, vă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Dacă mi-aduc bine aminte, pe când suntem noi în Consiliul Local, au existat o mulțime de asemenea proiecte cu erori materiale, cu corecturi și așa mai departe. Păi, domnul primar semnează acest proiect dânsul la conceput. Păi și dânsul finanțist așa celebru nu și-a dat seama de o adunare că aici practic e aritmetica. Niciun domn, lăsați că să te eu aș recomanda o mai mare atenție. Pe noi ne jucăm aici, nu, că și dumneavoastră dați vocal într-o vreme generație bagă de față. Da? Păi, noi... Profitați că nu mai suntem fața dumneavoastră. Profit, da, dați că tot la noastră. Da, nu se poate ca să reintroducem nu știu câte proiecte pentru că nu suntem atenți. Semnează aici nu știu câte persoane. Păi, proiectele astea de luăm de râde. Nu suntem în stare să citim, să verificăm un proiect, să vedem dacă scris ca lumea. Nu e permis să zicem. Mulțumesc. Domnule, vă rog. În primul rând, nu-i semna de mine acest proiect. Trebuie să vă uitați cu atenție și trebuie să vă aduc la conștiință că atribuțiile mele de ordonator principal de crește au fost delegate unui viceprimar. Dar nu viceprimarul este cel vinovat care a semnat acest proiect. A fost o simplă greșeală de redactare. S-au omis în față. Dacă făceam un calcul, într-adevăr, se vedea foarte clar când s-a făcut calculul respectiv că era o eroare. Dar, într-adevăr, s-au omis în față la redactare. Nici de cum o eroare materială intenționată. Numai cine muncește, greșește, domnul Vasile. Mulțumesc. Da, și eu. Mai doriți și pe proiect să mai spun ceva? Vă rog. Voiam să spun că, domnule primar, faptul acela face diferența enormă. Deci era vorba de diferență cel comun. Deci nu este vorba de un amândurat o literă sau o rare de vorba de 5, este vorba de un cel local. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Spun la vot. Domnul președinte, evideți. Iar, o secundă. Ați uitat ceva. Am uitat ceva. Păi, eu mă uit la acest proiect și este inițiator domnul primar, este inițiator. Nu iau viceprimar. Da? Acesta e proiect. Inițiat de dânsul. Păi dânsul, când inițiază un proiect, nu citește? Sau cum faceți? Îl visați-mi. Cine muncește, mai și greșește. Da? Nu e o norocire să îndreaptă, să după se apă, o să atâtea organisme. Haide să nu mai intrăm în mintea noastră cu niște lucruri care nu ne aparțin și nu e treaba noastră. Să pun la vot proiectul. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Dacă se abține cineva. Cu 210 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Și vă mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și acțiunilor legate de proiect privind pentru obiectivul creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Focșani. Inițiator primar Cristi Valentin Usei. Dacă avem observații la acest proiect. Da? Mai aveți? Nu. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Dacă se abține cineva. Cu 19 voturi pentru proiectul a fost aprobat. Următorul proiect. 9. Proiect de hotărâri privind aprobarea anexei din hotărârea Consiliului Local 82 din 14.02.2018 privind aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului bugetului local, rezultatul la încheierea exercițiului bugetar al anului precedent cu modificările ulterioare. Inițiator primar este Valentin Miseli. Dacă sunt observați. Domnul consilier Dumnezeu, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte, bună ziua. Am și un amendament la acest proiect. La capitolul 70.02 locuințe, servicii și dezvoltare publică din care alte cheltuieli de investiții, se înlocuiește sintagma IEP ca corp a grădina publică cu sintagma reabilitare fără modificări structurale, corp a grădina publică. 2. În vederea elaborării documentației de studiu de fezabilitate pentru locuințe colective pentru tineri, în regim de închiriere, strada Calea Muntenii 957 ANR, din municipiul Focșani, se propune alocarea sumei de 150.000 lei, inclusiv TVA.
La capitolul 84.02 transporturi se propune pentru elaborarea documentației tehnico-economică pentru realizarea unui terminal intermodal de transport public urban, județean, interjudețean, în zona de sud a orașului se diminuează cu suma de 87,5 mii lei. Pentru elaborarea documentației tehnico-economică pentru amenajare de zone de tip shared space, spații partajate, faza SF, se diminuează cu suma de 62,5 mii lei. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu. Spun la vot, dacă nu mai sunt probleme, spun la vot amendamentul făcut de domnul consilier Mersoiu. Cine este pentru? Dacă este cineva vot. Dacă se abține cineva. Cu 12 voturi pentru proiect, amendamentul a fost aprobat. Spun la vot. Ce a spus? Nu v-am văzut. Ce scuze? Rămâne pe proiectul. Păi să pun la vot proiectul. Amendamentul a spus. Bună. Nu v-am văzut. Haideți. Da? Fără. Voiam să fac discuție la acest proiect, pentru că este unul sensibil ce privește bugetul municipiului Focșani. Și dacă vă aduceți aminte, acesta a fost aprobat în luna februarie și imediat, după ședința ordinară din luna aprilie, din banii alocați dezvoltării municipiului Focșani, s-au luat bănuți pentru salarii din primăria municipiului. Vorbiți de proiect, da? Dar pe proiect. Total, am ajuns în situația în care n-au trecut iarăși 3 luni și iar luăm bani de la dezvoltare pentru salarii. Este vorba de 4 miliarde de lei. Și stau și mă gândesc că până la finalul anului 2018, cât de mult vom diminua bugetul alocat pentru dezvoltarea municipiului Focșani. Aș vrea să întreb și dacă cineva poate să răspundă la această întrebare, ce facem în orașul Focșani dacă acești bani de la dezvoltare, ușor, ușor, se duc cumva pe... Da. Practic pe salarii. Dumneavoastră ce într-un pic pe eroare, dar uitați, doamna... Nu, aștept să-l explici. Doamna director de economic, ca să vă răspundă, vă rog. Cred că v-a notat altceva acolo, știrea asta, informația asta. În raport, se face recapitulare, aceea ce s-a aprobat. Da, dar haideți să recapitulăm, să citim cu atenție, să înțeleagă toată lumea și pentru ce au fost făcute aceste modificări de alocări de sumă, sume, din excedente. Deci, practic, s-au luat bani dintr-o parte, s-au dat în altă parte, pentru, în primul rând, amenajarea locului de joacă, cartier Mândrie și Gara, de fapt, pentru reabilitarea locului de joacă grădina publică. S-au alocat 574,49 mii de lei. Pentru sistemul de irigație spații verzi în cartierul Florești municipiul Focșani, s-au alocat 80 de mii de lei. Pentru cartier Tineret Brăile, rețele exterioare, s-au alocat în plus 100 de mii de lei. Pentru proiecte în execuție, și aici a fost făcut amendamentul în loc de reparație capitală de corp, agrodina publică, se înlocuiește cu reabilitare, fermă, scări structurale, corp agrodina publică, da? 25.000 de lei, proiecte. Da? De asemenea, se vor acorda bani pentru racordare de la SCN. De fapt, s-au redus sume de la racordare SCN a blocul la NN, din zona Stoci Brăile, 125.000 de lei. Da? Deci, astea sunt influențele. Nu s-a dat niciun leu pentru salarii. Acea sumă este o recapitulare a ceea ce înseamnă utilizarea excedentului bugetului local rezultat în urma exercițiului financiar 2017. Vă mulțumesc. Da. Domnul consilier, vă rog. Mulțumesc frumos. Nu am să credit foarte tare, dar un piculeț așa.
că să nu doară. Păi, domnule primar, noi am avut o ședință pe 22 de ani, așa. O mai avem pe asta extraordinar. Și dumneavoastră veniți și în această ședință cu asemenea adăugiri, cu asemenea propuneri. Dar de ce nu le faceți, domnul primar, din timp? Veniți, le propuneți, le amestecați, le citim, le amețim și dumneavoastră aveți pretenție să le votăm. Ce e atât de greu dacă ziceți dumneavoastră că era atât de simplu? De ce nu au fost puse? Nu, cu o zi înainte, să ne este pentru pe mail sau cumva. De ce tot timpul în ședință, în cadrul ședinței? De ce atunci și nu înainte? Și mai spuneți că de ce vă suspectăm? Da. În primul rând, sunteți de doi degeaba în Consiliul Local, cu e greu să înțelegeți că rectificările bugetare se pot face doar începând cu luna iulie. Asta sunt niște rectificări bugetare. Unul la mână, doi la mână. Proiectele v-au fost trimise odată cu convocare. Îmi pare rău. Dacă se fac amendamente, este dreptul legal al oricărui consilier local să facă amendamente la un proiect de hotărâre de Consiliul Local. Iar trei la mână, toate aceste obiective pentru care s-au alocat acum bani, s-au alocat deoarece s-au finalizat proiectele DALI, da? Și avem sumele exacte și de aceea avem nevoie de sume alocate din buget pentru a putea să scoatem la licitație. Știu că nu vă convine că o să reabilităm grădina publică în locul de joacă, că o să reabilităm un alt spațiu de joacă în Focșani, că o să facem mai multe chestii. Știu că asta nu vă convine la opoziție. Dacă s-ar putea Focșani să rămână în beznă, să rămână în mizerie, să rămână peste tot, ca să spuneți la în 2020, când mi se ilă și că cu guvernarea PSD, cu echipa PSD, nu a făcut nimic. Îmi pare rău, domnul consilier. Noi chiar muncim și chiar vom face. Noi nu vorbim. Vorbim vânt și acuzații nefondate. Mulțumesc. Domnul, ați v-ați ecuizat... Mi-a dat replica și dreptul. V-ați ecuizat ce ați văzut. Nu, nu ai ecuizat. Domnul primar. Scurt, domnul consilier, vă rog. În primul rând, nu sunt de 2 ani de tine în Consiliul Local degeaba. Cred că sunteți dumneavoastră eliminat degeaba. Vă rog să vorbiți pe voi. Faptul că nu ați, domnul, la obiect vorbesc, da? Vedeți dumneavoastră Gogoși că sunt... Mai aveți ceva în plus? Mai am. Vă rog, concis. Vă rog foarte mult. Păi, domnul primar, era greu sau încălcat dumneavoastră vreo lege dacă ne le trimiteați cu 24 de ore înainte asemenea amendamente? Trebuia dumneavoastră să modificați bugetul sau rectificarea bugetară? Asta v-am întrebat. De ce tipul ablați întotdeauna? Și faptul că dumneavoastră susțineți și spus și tare. Că noi nu ne bucurăm să facem dumneavoastră. Ba trage de dumneavoastră să faceți, domnul primar. Și nu se vede nimic. Aici e problema. Trage să faceți ceva în funcție. Domnul Păzic, vă rog eu. Mulțumesc. Domnul Păzic, eu vreau să spuneți că se face la un vești și vă bucurați că v-ați crescut și v-ați înălțat de acolo unde v-ați înălțat. Mă bucur foarte tare. Și haideți să lăsăm discuțiile astea acolo. Dar ai vorbit pe voi. Domnul primar, vă rog, dacă aveți ceva de aia. Referitor la amendament. Este un singur amendament care vizează o sumă. Este vorba de alocarea sumei de 150.000 de lei, inclusiv TVA, pentru studiul de fezabilitate, pentru locuințe colective, pentru tineri de tip de închiriere, care a Muntenii numărul 57. Stimați consilieri locali, dragi invitați, vreau să vă aduc la cunoștință că ieri am fost împreună cu domnul secretar al municipiului Focșani, la Agenția Națională pentru Locuințe și am purtat o discuție cu directorul agenției și mi-a promis că va cuprinde în lista de investiții a agenției și acest cartier de locuințe. Condiția de bază era ca noi să facem acest studiu de fezabilitate. Ca să facem acest studiu de fezabilitate, trebuiau alocați bani. Dacă ieri am aflat această veste, zic eu, împurătoare pentru toți cetățenii municipiului Focșani, aveam eu timpul necesar să vă transmit dumneavoastră, cu 24 de ori, aseară vin la ora 21 de la București. Să vă transmit eu acest amendament, astăzi am rugat să se facă.
Este un drept legal al consilierilor local să facă acest amendament. Sau eu să propun un asemenea amendament. Mai mult decât atât, acest amendament a fost discutat în comisiile de specialitate și nu a comentat absolut nimic. Vă mulțumesc. Da, și eu. Ce vreți să mai povestesc? Nu se face. E proiectat. Vă rog să fiți și da? Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Știu că ne cenzurați, am văzut că și dumneavoastră... Uitați-ne vă cenzurați, Dar nu este normal să faceți asta, ai dat să luați cuvântul și consilierilor de azi microfon. Știu că dumneavoastră a fost mai multă clemență. Vă rog, eu fac și multe bătiți la subiect. Tocmai, vreau să vă lăsați pierd. Sincer, la ce spunea domnul primar, în ceea ce privește salariile în Memoria Fășani, domnul primar, aduceți-mă aminte că... Auziți? Bătai cu cuvântul? Nu discutăm cu ne oprim. Haideți să ne înședim, și data trecută. Vreau să vorbim pe proiect. Am și discutat cu dumneavoastră. Și vă rog să fiți concise și haideți. Amenajarea locurilor de joacă pentru copii, reabilitarea locurilor de joacă, sistem de irigație. În schimb, este vorba despre ceea ce se întâmplă. De fiecare dată se iau bani de la dezvoltare pentru salarii. Noi știm foarte bine că 1 miliard și ceva de lei costă numai salariile Serviciului Corpului de Control din cadrul primăriei Fășani. Deci nu are foarte mare legătură. Este vorba de bugetul local. S-a dat explicații de acest problemă. Să nu mai cenzurați, că poate și vă cenzurați. Și nu trebuie să vorbim orice. Ați vorbit, s-a explicat domnul primar, este o atribut a consilierilor locali să facă amendament. Va explica ca seară, la ora 21, cum a cerut domnul consilier. Ce doriți? Vă rog să vă terminați fraza. Mulțumesc. Supun la vot, amendamentul a propus, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Vă rog să fiți atenți să votăm. Cine este pentru? Dacă este, vă ridicați mâna dacă sunteți. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnul consilier Bursan s-a abținut, nu vrea să vorbească. Am să le spun la cei de la Mândrei, dar nu vreau să vorbească. Vă spun de bine. Ia spune, da. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost și o abține, proiectul a fost la vorbească. Da, vă rog, da la consilier. Dacă aveți, vorbiți și cu mine, nu cu doamnă Nișoara. Vă rog, nu te mai vrei. 10. Dar sunteți colegi, aici suntem în ședință. 10. Proiectul hotărâre privind aprobarea locării din bugetul local al municipiului Focșan pe anul 2018, asume de 87.000 lei pentru premierea elevilor de unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursurile școlare pe discipline, faza națională și internațională organizată în perioada iunie 2017-iunie 2018. Inițiator primar Cristi Valentin Misele. Dacă legătură cu acest proiect sunt observate, vă rog, doamna consilier Biron, vă rog, da. Că aveți băiatul premier, da. Da, și domnul consilier Mihai Petrus. Da, fericită pentru copii. Dacă mai sunt așa, observați. Dacă nu supun la vot proiectul, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 17 voturi și 2 neparticipări la vot, proiectul a fost aprobat. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani 511 din 2017, privind aprobarea organigramei statului de funcție și numărul de personal pentru primăria Municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator primar Cristi Valentin Misele. Dacă le vedeți pe acest proiect, sunt observații? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude asupra unui teren de o lungime de 43,5 metri către NG România S.A. distribuit sub rețele SRL. Inițiator primar Cristi Valentin Misele. Dacă legătură cu acest proiect sunt ceva observații, nu sunt, supun la vot proiect. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 19 voturi pentru, proiectul a fost
Aprobat. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 56.000 metri pătrați, situat în Focșani, Bulevardul Independenței, numărul 11, județul Vrancea, Carlaua 53, parcela 3402, ce aparține domeniul privat al municipiului Focșani, către Stănescu Maricel. Inițiator primar Cristi Valentin Mise. Dacă legătură cu acest proiect sunt ceva observații, nu sunt, supun la vot proiectul, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 14 voturi, cu 4, scuzați, cu 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 14 am să trec. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea hotărârii Consiliului Local 384 din 2015 privind aprobarea inventarul bunului care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani. Inițiator primar Cristi Valentin Mise. Dacă legătură cu acest proiect sunt ceva observații, dacă nu sunt supun la vot proiectul, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva cu 4 abțineri, a votat. Doamna consilier a votat, domnul Bursar a votat, domnul Buzoi a votat. Da? Domnul, voi nu știu ce votați. Vă rog. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Domnul, uite, vă dă din gol domnul de acolo, proiect de hotărâre privind atribuirea numărului de 3 autorizații taxi disponibile pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Focșani. Inițiator primar Cristi Valentin Mise. Dacă în legătură cu acest proiect sunt ceva observații, ziceți, doamna consilier, vă rog. Mulțumesc frumos. Spuneți. Aș vrea să văd și eu aceste dosare, pentru că în trafic aș vrea mult atenție la aceste autorizații care se dau. Am întâlnit mașini foarte deteriorate, de multe care nu circulă. Și... Da. Vă mulțumesc. Poate era bine să spuneți la comisie, așa cum... Deci, la Comisia am cerut analizarea acestor dosare. Da, domnul consilier Iorca, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna consilier, vă asigur că asta nu este o atribuire directă de autorizațiilor unei societăți sau unei persoane autorizate să execute servicii taxi. Pur și simplu e atribuirea a 3 autorizații în vederea redistribuirilor către participanții la OTIS. Dar nu-i probabil criteria. Se atribuiesc 3 autorizații taxi în vederea redistribuirii. Sunt foarte multe persoane care așteaptă o autorizație. După acest procedeu, se va demara o întreagă sau se va demora un întreg procedeu de atribuire mai departe, redistribuirea acestor autorizații. Către cei care sunt deja în listă de așteptare. Da, vă mulțumesc. Domnul consilier, vă rog și pe dumneavoastră, vorbim cu președintele și nu vorbim între așa, dar transformăm niște ședințe de astea în... Mă scuzați, domnul președinte. Vă rog, am încercat și voi discuta cu fiecare în parte și dorim să avem de solicitate la mulțumesc, că e mai apropiată de dumneavoastră, doamna Brumea, dar și nu este prima problemă. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt, dacă nu sunt la vot, cred că ați înțeles, nu supun la vot proiectul. Cine este pentru? Dacă este cineva în vot, dacă se abține cineva, cu 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării de partiții pentru număr de 2 familii, conformitate cu legea locuinței 114 din 1996, republicată și modificată și legea numărul 153 din 1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicate cu modificări și completări de ușoare. Aș vrea să fac precizarea că la acest proiect numărul 16, inițiator vor fi proiectul, vor fi domnul consilier Mihai Petruț, ungureanul Daniel, ai Ilcuții Lauriana, Dimitriu Ana Maria și Buzoi Dan, în locul domnului primar. Dacă sunt observați la acest proiect, 16. Dacă nu, supun la vot proiectul. Vreți să vorbiți, nu? Vă rog, vă rog. Sunteți cam timide. Da, mă rog. Mulțumesc. Voiam să specific că noi suntem o inițiativă, ceilalți consilieri, în locul domnului primar. Să se înțeleagă cum e făcut în comisia aceasta. Nu că
domnul primar a renunțat în favoarea consilierilor sau ceva de genul. Ce înseamnă că nu mai dispoziția de convocare a ședinței s-a trecut în momentul eventual la proiectul 16, 17 și 18. Calitatea ce nu e proiect. Da. Am înțeles. S-a înțeles. Cred că am înțeles toată lumea. Da? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Dacă este cineva vot, dacă se iau 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoane cărora li se reparantează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor legii locuinței 114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Și aici, la proiectul numărul 7, se fac amendamentul că inițiatorul proiectului sunt Radu Nițu, Lupu Cătălina, Dimitriu, Ana Maria, Drumea, Alina Română și Filion Ionuț, cei care fac parte din această comisie. Să-și înțelegem. Dacă sunt observate, dacă nu sunt pun la vot, cine este pentru, dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Și următorul proiect și ultimul, proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe anile situate în Focșan, cartierul Tinere Sud, solicitat de titularii contractului de închiriere, în conformitate cu legea 152/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare. La fel și acest proiect, inițiatorul sunt Mihai Petruț, Ungureanu Daniel, Aileen Cuții, Laurena, Dimitriu, Ana Maria și Buzoida. Dacă sunt observații, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu 19 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Doamne și domnule consilier, ședința de consiliu a luat sfârșit, dacă domnul primar mai merge ceva, deci nu avem diverse discuții, declarații, nu sunt. Da? Dacă aveți ceva așa pentru sufletul nostru, poate. E greșit. Am greșit și eu. Vă mulțumesc că a greșit. Cine e mai da, mulțumesc. Vă regătiți pentru ședința ordinară și le avem cu plăcerea. Mulțumesc.